Exact, preacucenici, părinți și frați împreună slujitor, domnilor primar, domnule viceprimar, iubiți credincioși. Am vrut să îmi încep cuvântul de mulțumire prin a exprima recunoștința în numele dumneavoastră Părintele Exarh Dumitru Cobzaru, care astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu binecuvântarea mea preasfințitului, așa cum a amintit și dânsul, a fost în mijlocul nostru și am slujit împreună Sfânta și Dumnezească Liturghie. Dar, venind lângă dânsul, m-am răzgândit și am zis că mai întâi aș vrea să-i mulțumesc în nume personal, fiindcă Părintele Exarh are un loc special atât în străfundul ființei mele, cât și al soției mele. Mi-am adus aminte faptul că cu multă vreme în urmă, pe când era stareț la mănăstirea Nicula, l-am cercetat adesea și mi-am adus aminte cu plăcere de zilele în care mergeam la Părintele Exarh pentru a ne spovedi și a ne împărtăși. A primit Sfântul Trup și Preacuratul Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că discuțiile noastre au fost unele de bun augur și atunci, dar și acum, fiindcă sfaturile pe care le-a primit de la dânsul au fost cu bătaie lungă, ca să zic așa. Au avut și au ecou și în ziua de astăzi, în viața noastră, familială, socială, civilă, liturgică și așa mai departe. Am vrut să-i mulțumesc în mod deosebit pentru că este unul din oamenii care a pus o cărămidă importantă la formarea mea ca slujitor al Bisericii Ortodoxe Strămoșești. Și pentru aceasta îi mulțumesc din tot sufletul în numele familiei mele, familiei noastre, și îl asigur de toată prețuirea și recunoștința noastră. Sigur că vreau să-i mulțumesc Părintele Exarh și în numele dumneavoastră, în numele comunității noastre de creștini ortodox sau drept măritor de aici, din Ciceu Giurgești. Niciodată, aș spune eu, răsfoind puțin istoria acestei comunități, niciodată supuși stăpânitorilor străini, ci fideli credinței și legii noastre strămoșești. În numele dumneavoastră vreau să-i mulțumesc Părintele Exarh pentru faptul că a fost astăzi aici, are o agendă extraordinar de încărcată, așa cum a amintit și dânsul mai devreme. Însă eu consider că prezența sa astăzi în mijlocul nostru este nu altceva decât o dovadă a prețuirii pe care o are Părintele Exarh față de această comunitate, față de această biserică și de locurile acestea, așa cum a exprimat în cuvinte mai devreme Părintele. Vă mulțumim mult încă o dată, Părinte Exarh. Bucuria noastră a fost sporită astăzi de prezența dumneavoastră. Nu ne rămâne decât să vă asigurăm în continuare de dragostea noastră și de recunoștința noastră și să știți că aici, într-adevăr, este o comunitate vrednică de creștini drept-măritori care au pus umărul întotdeauna, fie că a fost vorba de ctitorirea unor locașuri de cult, fie că a fost vorba de oameni care și-au dus crucea până la urmă și au avut parte de fel și fel de greutăți atunci când ne-au cerut ajutorul și au cerut ajutorul acestor oameni, niciodată nu s-au dus de aici neîmbăcați, neascultați, neîmpliniți sau neajutați. Și sigur că Dumnezeu a binecuvântat această comunitate și o binecuvintează în continuare cu niște oameni de o calitate extraordinară. Mulțumim încă o dată și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dărească viață îndelungată și putere de muncă, fiindcă eu personal știu că aveți mult, mult de muncă și mergeți și prin parohii, și pe la mănăstiri și puneți umărul la zidirea și de cărămidă în locașelor de cult, dar îndeosebi la zidirea sufletească. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și Părintele Arhidiacon Daniel, cel l-a însoțit astăzi pe Părintele Exarh, Părintelui Septimiu Olar Dreaciu Bancă, care este
prietenul meu și apropiat de familia noastră. Bucuria zilei de astăzi a fost sporită și de prezența lor. Și nu în ultimul rând, le mulțumesc și domnilor primar, domnului primar Vasile Iuga, al comunei noastre, domnului primar de la Ciceu Mihăiești, Mureșan Valentin, și mulțumesc domnului viceprimar, Pintea Dinu, viceprimar al comunei noastre. Și nu în ultimul rând, dumneavoastră tuturor, pentru că sunteți în număr așa de mare prezență la Sfânta Biserică și ați dori cu tot din adinsul să participați la această liturghie. Deși să știți, Părinte Exarh, că duminică de duminică, biserica e plină. Dar cu atât mai mult astăzi, cu cât au auzit oamenii că veniți în mijlocul nostru. Iubiți credincioși, în continuare,